Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video din voliera Columbofil Junior, în care vreau să vă prezint cele trei perechi de puișori de rândunele de Saxonia, pe care deja le-am înțărcat. Avem două perechi de tres albastră, plus o pereche de domino pe negru. Aceștia sunt puișorii domino pe negru. O să încercăm să îi filmăm mai aproape. Nu știu cât se poate observa încălțătura acestor porumbei. În fiecare video vorbesc despre încălțătura porumbeilor, pentru că este foarte esențială la o rasă care necesită să aibă asemenea încălțătură. Se poate observa, cred, și încălțătura la tresa albastră. Încercăm să filmăm mai aproape. Mai avem încă trei perechi care în scurt timp o să-i scoatem la fel în voliera tineretului. Dar o să facem un video și cu aceste trei perechi care încă nu i-am înțărcat, nu i-am dat în voliera puiilor. Dar astăzi am ținut neapărat să fac acest video. Sunt persoane cărora va trebui să le trimit aceste perechi de puișori și vreau să-i vadă, să vadă cum evoluează perechile noastre din momentul în care sunt băgate în voliera puiilor. Să vadă cât de frumoși se fac pe zi ce trece. Aici avem și un puișor de rostru pe negru. Să încercăm să ne apropiem mai mult de acest domino pe negru. Tresa albastră. Cred că se poate observa. Ia uitați, mai avem și alte rase aici, voltați indien, despre care n-am vorbit în prea multe videouri, dar o să facem un video în care o să vorbim numai și numai de voltați indieni. O rasă foarte frumoasă și aceste rândunele de Saxonia. Eu dețin rândunele de Saxonia pe toate culorile. Tresă roșie, domino pe roșu, domino pe negru, tresă neagră și tresă albastră. Avem o pereche și de scut german. Tot rândunea de Saxonia. Avem o pereche și pe galben, tresă galbenă. O să revenim cu puișorii din fiecare rasă, imediat ce părăsesc cuibul și îi băgăm în voliera puilor. Ia uitați! Acești puișori de rândunele de Saxonia. Sper că v-a plăcut și acest video. Mulțumesc celor care au apreciat videourile și au lăsat cât un like. Mulțumesc și celor care au vizionat și nu au dat un like. Sper să le placă acest video.
Până data viitoare, când vom reveni cu un video nou din voliera Colombofil Junior, eu vă salut și vă urez toate cele bune!